Îndemnul Tatălui Ceresc este ca să vă salut pe toți cu Psalmul 52. Pentru că dacă îl voi citi, o să trageți o concluzie de ce am vrut să-l citesc. Înainte vreau să ajut la concluzie la ceea ce s-a vorbit. Deci de ce să fugim și de ce să nu fugim? Să avem mare grijă față de ce ne spune profetul în psalm. Pentru ce te fălești cu răutatea ta, supritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Limba ta nu născocește decât răutate. Ca și un brici ascuțit viclean ce ești. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. De aceea și Dumnezeu te va dobori pe vecie. Te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. Iar cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de el zicând: iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Dar eu sunt în casa lui Dumnezeu ca și un măslin verde. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui în numele tău, căci este binevoitor. Și vă mai salut pe toți cu cântarea 52. Frate Sandu, te rugăm. Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc!